Așa că trecem la procedura de punere la iernat și stupul ăsta. Așa, îmi vine nou cam greu pe aici. Ce să? Dar nu trebuie, se vede aici. Noi filmăm aici, nu filmăm. Calbina e blândă, s-a dus înăuntru acolo, gira coare. Și noi trebuie să scoatem ramele astea mai pline la margină. Să ne facem loc. Vedeți, stupii din lemn e măgâială multă. Aici, rândul ăsta dacă îl fac în 2 zile. Alt rând, iară 2 zile. Toată ziua trebuie să muncești ca să faci 2 rânduri aici. Dar să fost din poliesteren sau puretan, într-o zi ți-o. Așa că... Și ai accesoriu grămadă. Ia uitată, l-a adus propolis. Acum și verificăm noi aici cum stăm cu hrana. Stăm mai bine sau mai prost? Eu până nu verific la stupii de lemn, ramă cu ramă, nu pun la iernat. Așa, asta e plină. Aia tot e plină. Ia uitați ce rame încărcate cu miere. Vedeți? Ia uitați. Astea rame, nici de cum nu le punem în centru, nici de cum. Și uitați-vă cuibul. Îl vedeți? Așa. Fiindcă ce le-a lăsat alea? Zici că nu e albin acolo. Nu, că noi să scuturăm acum niște rame aici. Ia uitați-vă, albina e aici. Are 2 kg și ceva rama. E bun. Așa. Ia uitați-vă, asta deja e mai ușoară ramă. Și noi dacă scuturăm rama asta, albina se duce, se mută pe ramele alte. Așa. Ia ca uștați, așa se lucrează la albin. N-avem stupul de lemn, vedeți? Dar puiet n-avem. Unii au puiet, ia uitați, a doua ramă care e goală, da? Aici a fost puiet și a ieșit puietul. Vedeți? Nu-i nici larvă, nici puiet, nu-i nimic. Nici în partea asta la fel. Și uitați-vă, e o singură albină frumoasă, de o culoare. Așa, scurăm. Vedeți? Rame goale. Sunt prea goale de pus la iernat așa rame stupii de lemn. Așa. Le scoatem. Așa, rama asta ce-i cu ea? Uitați-vă. Aici e cam gol, dar în spate era mai încărcată și avem și păstură multă. A să o lăsăm aici, așa la centru. Și venim cu ramă tot așa plinuță, dar în partea asta avem mai gol, vedeți? Prea gol. De aia să o scuturăm. E prea goală, într-o parte. Fiindcă miere puțină, eu o simt după mine, mână că e ușoară. Dacă e ușoară, miere puțină. Și eu în luna februarie nu pot să vin aici să dau hrană, fiindcă e umed pământul și nu pot veni. Am aici camere video să filmeze, dar pentru pază, dar nu pot să mă deplasez aici că numai în cazuri extreme. Așa. 25 și ramele astea care le-am scos de la margine. Asta e nectar, dar nu prea îmi place. Nu o să o punem pe asta. Uitați la aceasta ramă, uitați-vă, mai bună. Ia uitați-vă. Aici locurile gole care o să între albina.
hrană suficientă, căpăcit și aici la fel. Este o ramă ideală. Așa. Și rama ultima, plină, cu miere. Noi am scuturat aici multe rame, câte? 4 rame am scurs. Și aici punem o diafragmă. Trebuie să aducem o diafragmă și asta cam e tot. Și iese așa, 3, 6, 7 rame la ea dată. Și uitați, valbina e jos, ia fă filmare încoace, treci încoace. Partea asta treci. Treci partea asta. Uite, pune calci. Așa. Ia fă filmare acolo. Albinele e jos. Le vezi? Sau nu vezi? Vezi. Asta se vede. Vezi? Albina aia a scuturat-o și ea se rădice în sus. Acum le pun. Tratamentul o să fac în altă dimineață, că albina am împrăștiat-o. Care nu împrăște așa cum în stupie, ca să vă arăt la stupie, nu oprește filmarea, ca să-l închidem pe ăsta. Și să pun o diafragmă rapid și să vă arăt la următorul stup cum fac, dar nu închide filmarea. Las așa. Și punem noi aici o diafragmă din asta. Uitați-vă așa, când s-a liniștit albina. O să fac, cred că în altă zi, o tratament, că nu prea îmi place mie treaba. Dar să vă arăt la care familie fac fără să mai verific nimic. Așa, asta așa. Și pelicula o punem după diafragmă, jos aici așa. Și capacul închidem așa. Gata, toată lucrarea. Eventual când o să ridice albina sus, o să fac tratamentul cu oxalic. Dacă o să ridice până de seară, de seară fac. Nu se ridică, o să fac mâini. Tu ai pus la filmare aici? Stai așa, cum să nu văd ce faci tu. Tu nu ai pornit camera? Cum n-am pornit-o? Da. Merge camera, filmează. Filmează mai tot. Să nu așa, la mine Gheorghe prima dată filmează și nu-l cunoaște. Dă să arătăm la o familie când fac tratamentul fără să mai verific cuibul, să le arăt la băieți. Ia că uitați acum, stupii ăștia, aia de încoace. Ia cum e ăsta, da? Din polisteren, da? Efectiv, nu-mi bat capul. Să caut hrana, este, nu este. Dar în stupii de lemn. Acolo multă muncește, acolo, vă spun eu. Dar în stupii ăștia n-am așa multă muncă. Efectiv, dau la o parte ăsta. Uite, așa fac. Vedeți? Și iau oxalicul. Nu verific absolut nimic. Chiar s-a pus cuibat acolo. Uitați-vă că așa trebuie să curgă. Aceasta, vedeți? Că așa. Fă filmarea mai aproape să vadă. Și dați oxalicul pe albină, nu pe rame. Că nu e nevoie pe rame, dar pe albină. Trebuie să fie contactul pe albină. Așa. Ați înțeles? Așa. Așa. Cuibul, vedeți, el s-a strâns aici. Și nu e nevoie să scot rame, să mă chinui ca în stupul de lemn. Și asta e toată lucrarea la stupii ăștia. Uitați-vă. Am făcut treaba asta. Fiindcă albina trece de pe ramă pe ramă, se mută și foarte ușor de lucrat. Ia să ne ducem la alt stup, următorul, tot așa din polistiren, da? Așa se ia. Am luat ăsta. Ia să arătăm la colegi. Ia ca uitați-vă. Nu mă facem așa. Fac. Ia uitați-vă aici. Dă filmarea mai aproape. Și uitați-vă albina cum stă aici.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da? 8 canale. Și iau obiectivul cu coxalicul și așa fac. Nu umblu deloc în cuib să verific ramele, nici nu mă interesează să verific. Efectiv, asta toată lucrarea la ei. Ați văzut și rapid se lucrează la stupidați. Poliestiren și poliuretan. Fiindcă albina trece ramă pe ramă și ia hrană când dorește și cum dorește, dar în stupid de lemn ea nu poate trece. Asta e un roi. Ia uitați roiul. La fel, acum îi fac tratamentul, dar când a să lucrez pe rândul ăsta, a să-l micșorez. Așa. Da, nu mult. 3-4 rame să scot, fiindcă el este roi. Am făcut un roi din latei din familia asta. Am luat albina. Așa, să arătăm la colegi mai departe. Am aici alt roi. Uitați-vă acesta. Pe stup de lemn, da? Așa. Să vă arăt cum fac la el, la roi, în general. Eu roi i-am făcut sănătoși ăștia pe deal. Și ia uitați-vă cum stă el. Cum e roiul dat. Nu-mi bat creierii absolut deloc să mai fac ceva la el. Numai așa îi fac rapid. Și gata, s-a terminat tratamentul. El din club aici stă, grămadă. Gata. Ați văzut tot tratamentul la el. Stimați colegi, cred că ați înțeles ce de făcut. Adică dacă vă vine greu, mai bine pregătiți albinele pentru rănat, ați verificat ramă cu ramă să fie hrană. Băieți care au experiență îți dau seama, fiecare familie are mâncare, n-are mâncare. Dacă nu cunoașteți, mai bine fiecare ramă, scoateți-o, verificați-o, cântăriți-o așa la mână să fie peste 2 kg. Și nu uitați, în cuib, în centru, trebuie să fie puțin mai liber deasupra coroană. Pe un părți poate fi mai plin. Și cu Doamne ajute! Într-o zi mai răcoare dimineață, v-ați trezit, ați făcut rapid tratamentul și atât, ca să nu vă complicați. Vedeți că scuturați albina, cade jos, când se dai cu oxalul că e jos, îi vine greu. Așa mai bine, cum acum, ați văzut la stupiul ăsta. Rapid și dai bătăi de cap. Vă las. Dacă sunt niște neînțelegeri, mă telefonați sau îmi scrieți mesaj. O să cunosc, o să vă răspund. Nu cunosc, o să vă răspund. Următoarea filmare cred că o să fie pe vineri, săptămâna asta. O să fiu la Bravice, la domnul Leonid. O să ne întâlnim la dumnealui, mai mulți apicultori, ca să facem așa un fel de închidere a sezonului și să mai discutăm de ale apiculturii. Pa și mai bine!